Bună dimineața! Este o dimineață frumoasă, bună, verde. De ce verde? O să vedeți imediat. E un fel de culoare tipică invitatului meu. Astăzi vom povesti despre raliuri. În luna iulie se pregătesc niște probe speciale, să zicem așa, sau niște zile speciale ni se pregătesc. Până atunci, sigur, mai sunt diverse concursuri în care participă piloții de raliu de aici, din zona noastră, și o să aflăm imediat detalii despre aceste lucruri. Astăzi vorbim și cu Mihaela Ilea, colega noastră, realizator TVR Cluj, care e împreună cu mai mulți colegi în Găgăuzia, în cadrul unui proiect jurnalistic interesant, dar o să aflăm detaliile la momentul potrivit. Vedem detalii și despre Jazz in the Park, unul dintre evenimentele foarte frumoase care de câțiva ani încoace se desfășoară în Cluj, și mă bucur foarte mult că suntem parteneri în acest demers. Este săptămâna jazzului, să zicem așa, în Cluj acum, și o să mai vorbim și despre alte lucruri interesante pe care le-am pregătit. Înainte însă de toate, astăzi, în mod special, vom începe cu invitatul. Vorbim de piloți de raliuri, e evident că ne așteptăm cu șanse mari să fie vorba de Marco Tempestini. Bună dimineața, Marco! Bună dimineața, Elina! Mulțumesc foarte mult că ai venit, că știu că e un calendar foarte strâns în această perioadă pentru voi. Aveți multe pregătiri de făcut. Parte din echipă de curând a participat la competiții de raliu, altă parte se pregătește pentru alte lucruri. Da, e săptămâna asta, clar, suntem splituit în două locuri diferite. Simone și eu merg cu el, va fi în Polonia la a doua etapă de Junior VRC, a câștigat-o prima în Portugalia, și acum e foarte important ce se va întâmpla în acest weekend. Restul echipei, nu mai puțin importante, adică Bogdan, Florinel, Norbert, Mihai, sunt la Bacau pentru etapa 4 de campionatul național de raliu. Din păcate este concomitante o etapă din campionatul național de raliu, așa Simone, care în acest moment este lider, nu poate să participe, dar tot restul echipei va fi acolo și va ține cât mai înalt posibil numele nostru și numele Cluj-Napoca. Spuneai că a participat acum la raliul din Portugalia. Da, acum o lună, aproape o lună și ceva. A fost în Portugalia, a fost foarte bine. Prima etapă din Junior VRC, din campania Junior VRC din acest an. Este obiectivul cel mare, zicem, pentru Simone. Anul asta trebuie să reușim să câștigăm campionatul mondial. Și a fost ok, pentru că a fost un raliu greu, cu foarte multă concurență, cu foarte multe probleme pentru toată lumea, pentru că a fost foarte greu raliu, dar a reușit să-l rezolve și a câștigat, putem să zicem, a câștigat foarte, foarte bine, adică și dacă a avut probleme tehnice, a reușit să câștige cu peste jumătate de minute în fața la locul 2, și asta ne-a bucurat foarte mult. Seamănă cu cineva, Simone. Exact. A depășit tot, clar. Spuneam că în luna iulie va fi o competiție pe care ne axăm foarte mult în discuția noastră de astăzi. Vorbim de Raliul Transilvaniei. Da, revine Raliul Transilvaniei. Vom fi etapa 5 a campionatului național de raliu și revine cu câteva reeditar, adică probe clasice că au făcut tradiția de raliu și tradiția de motorsport în Cluj, adică Dingau, Bailish, probele spre munți, dar revine cu ceva la care noi tenem foarte mult și în ultimii ani nu am putut să reușim pentru înconjurături diferite. Nu am reușit să ținem proba din centrul orașului, că a devenit o tradiție la tot raliuri, de tradiție la tot raliuri important. Autoritățile locale anul ăsta s-au implicat mai mult lângă noi și ca sprijin financiar și ca disponibilitate, și ne-au dat încă o dată după 2013 famoza proba, a fost cea mai frumoasă, super specială din campionatul național
în acei ani, adică în Piața Unirii. Avem încă o dată posibilitatea, așa vineri 22 iulie de la 8:30 va fi proba în circuitul de Piața Unirii și invităm tot clujenii că va fi în oraș să vină lângă noi și să vedă spectacol, că clar va fi unul pe cinste. Practic, prin acceptarea mașinilor în centrul orașului, se micșorează distanța dintre spectatori, dintre pasionați și piloții de raliu. Cine știe, poate crește cu atât mai mult, cum să zic eu, pasiunea pentru motosport. Da, super specialele din oraș și în raliuri din campionat mondial și în raliuri din campionat european nu au ca menire ale de să aibă o mare importanță sportivă, pentru că normal sunt scurte și nu au foarte multă în comun cu probele de munte, probele tehnice, unde pilotul clar trebuie să arate maestria, capacitatea lui și acolo normal se fac carturile, dar sunt foarte importante pentru că aduc, cum ziceai tu, publicul și publicul neavizat, publicul că nu știe, că doar poate este pasionat de zgomot, de mașini, vede mașini, le place, dar nu știe exact cum ce se întâmplă cu raliuri, cum sunt, cu probele speciale din oraș. Acest public poate să vină lângă noi, să vedă cum se desfășoară proba, cum merg mașine, cât de spectacolar este sportul nostru și după care, clar, poate că va fi cucerit și se vine și în munte. Clar, iulie este un perioad cu vreme foarte bună. Raliuri, noi tot timpul zicem că poate să fie și un sport pentru familie, adică pot să vine să se uite cu copii la iarba verde, să stea o zi în natură și să vedă și să aibă adrenalină, senzațiile tari cu mașini că merg foarte repede și cu tot atmosfera că e foarte interesantă și foarte frumoasă de la raliuri. Clar, super speciale este un pas pentru să atragem mai mult oameni, mai mult copii. Normal, la super speciale și la prezentare joi seara va fi tot în Piața Unirii prezentare oficiale și tot timpul avem foarte mult copii că vin acolo să se poseze cu mașină, să primească niște mici cadou din partea partenerii de raliuri și este o atmosferă foarte interesantă. Asta se întâmplă și în toate probele cele mai importante din campionat mondial și din campionatul european, în care tot timpul organizatorul și autoritățile locale încearcă să aducă mai mult public și să plaseze inima raliuri, adică park service, unde sunt toate mașine, prezentare și o probă speciale, clar în centrul orașului. Enumerai zonele Dângău, eu știu, dar am impresia că anul acesta s-a făcut o modificare în privința traseului din Florești? Da, asta zicem că este singur aspect mai puțin pozitiv, zicem. Noi ne-am dorit să ținem încă o dată proba Florești, că deja devenise o tradiție, pentru că fiind de Macadam, dar fiind foarte aproape la oraș, este o probă foarte spectaculoasă și foarte mult clujeni au venit tot timpul acolo să ne vedă. Federația s-a dorit un pic altfel, a decis că anul acesta în campionat suprafața de rulare la raliuri trebuie să fie omogenea, 100%. Până anul trecut erau niște mici, în ghilimele, încalcare, adică era permis să ai o probă de asfalt în raliu de Macadam și o probă de Macadam în raliu de asfalt și asta era Florești. Anul ăsta acest lucru nu mai e permis din regulament și așa trebuie să renunțăm la Florești. Acum speranța noastră este că se asfalteze cât mai repede și așa putem să revenim. Dacă aud autoritățile, vă rog, împreună cu campionatul de raliuri, iată. Dar nu cred doar pentru campionatul de raliuri. Eu locuiesc pe acele zone și cred că
asfaltatul acelea bretele ar fi foarte importante pentru traficul. Marco, și eu locuiesc în aceleași zone și în fața blocului meu este un macadam foarte bun pentru raliuri de genul acesta, dar mașina mea nu este macadam. Bun, revenind. Haideți să vedem un pic atunci în perioada respectivă, pe zile, cum arată probele, de fapt, cum arată programul competiției. Da, programul începe pentru concurență, programul începe miercuri, dar asta nu afectează și nu convolge Clujul. Practic, miercuri începe recunoștrile de percurs, joi tot concurenții fac recunoștrile și la seara, cum ziceam, este prezentare oficială, adică mașina de raliu va merge de la Park Service, că tot va fi în incinta parcare de la Polus ca fiecare an. Plecăm în coloană și mergem în centru, în Piața Unirii. Acolo mașina va staționa o oră jumate pentru că publicul și fanii și mici fanii, că tot timpul sunt foarte mulți, poate să vină acolo să facă poze, autografe, sunt mici cadouri pentru ei. Se va organiza, cum a fost și în anii trecut, o zonă specială pentru ei, Rally Kids, și vom face mai multe evenimente pentru că se petreacă și ei un după masa frumos până când va fi prezentare. Și după care începem de vineri dimineața, testele organizate, adică cel celebru shakedown în care piloții setează mașina înainte de raliu și în care fanii sau partenerii pot să stea lângă noi în dreapta, în locul copilotului, și va fi mai multe posibilități prin concursuri și de la sponsorii noștri, și Raliul Transilvania va organiza niște concursuri pentru să aducem niște fani în dreapta și să gusteze această posibilitate, adrenalina adevărată lângă piloți, și ca de obicei te invitam. Și așa, dimineața de la 8:30 până la 13:00 va fi tot lângă Cluj, adică pe Faget, acolo de la stație de autobuz, drumul care urca până sus, acolo va fi shakedown. Și după masa, la 3:30, începe raliu, Faget clasic, adică după Vilatușa în urcare, un dingau și Faget întors. La întorcere facem așa, cine vrea să se ducă pe zona de Fagetul, acolo va fi și organizate niște locuri pentru spectator. Poate să stea acolo și să vedă de două ori mașini de curse că trec și în un sens și în celălalt sens. Venim la Park Service, ne regrupăm, pregătim mașini pentru spalam, mașini pentru proba super specială din oraș, și la 8:30 începe spectacolul în Piața Unirii. Asta este ziua de vineri și acolo se pare că vom fi și lângă voi, și asta ne bucură foarte mult, adică nu doar cine vine acolo în piață va putea vedea acest spectacol, dar se pare că și cine vrea să stea acasă cu aer condiționat poate că vede același spectacol. Și sâmbătă plecăm spre munte, cum ziceam, și mergem la dingau. Sâmbătă dimineața mergem la dingau, sunt două probe. Dingau practic este rupt în două probe mai scurte, pentru că anul ăsta alta noutate introdusă de federație și la care Raliu Clujului s-a înlăturat cu entuziasm este prezența Rally 2, adică este un campionat organizat lângă campionatul național de raliu, un campionat făcut pentru pilotii și pasionatii cu mai puțin posibilități, cu mai puțin buget. Campionatul ăsta face probe mai scurte, nu face un raliu. Raliul nostru va avea 111 km, ei va face doar 65 de km din acestea, și sunt probe mai scurte, mașini mai mici, în ghilimele, doar două roți motrice poate să puncteze în acest campionat.
ei merg cu cauciucuri de serie, adică de stradă, adică este un campionat propedeutic pentru să se arate pilotii, poate să arate potențialul lor cu un buget mai mic și după care poate să facă se sară la nivelul superior dacă dorește sau dacă este doar pasiune, se poate să aibă această pasiune și se desfășoară această pasiune cu costuri mai mici. Și pentru asta probele nu trebuie să fie mai lungi de 15 km în Rally 2 și de aia nu vom avea probe de 30 de km cum am avut de obicei, doar vineri va fi pentru campionatul mare, în ghilimele. Sâmbătă vom avea probele mai mici, așa facem dingau în urcare, două bucăți de dingau în urcare, tradiționale Bailish, proba de Bailish, că toată lumea în România ne invidiază și este o probă clar că asemenea cu asfaltul din Franța și din Italia, este absolut minunată ca proba pentru condusul și pentru spectator. La Wedin avem regrupare și un service pentru să schimbăm cauciucuri și să pregătim, să vedem dacă mașina e ok și după care ne întorcem tot pe dingau, de această dată la vale. Anul ăsta s-a introdus exact cum e mondial Power Stage-ul, adică ultima probă din raliu valorează niște puncte, adică cine câștigă proba adaugă în zestra lui de puncte de raliu 3 puncte cine câștigă, 2 cine vine pe 2 și 1 cine vine pe 3 și e foarte important. Și se termină tot la Polus cu super speciale și premiera acolo. Asta va fi raliu Transilvanie 2016. Un program chiar încărcat, așa cumva a stufos. Bine, nu cred că este cu mult mai stufos decât în alți ani, dar e interesant totuși de urmărit acest Rally 2 despre care povesteai și e foarte frumos că se pune la dispoziția oamenilor care poate nu au găsit un sponsor extraordinar de, cum să-i spun eu, generos și totuși au multă pasiune pentru motorsport. Deci, de ce să le tai aripile? Îi lași să se desfășoare, sigur, la un anumit nivel. Mi se pare foarte frumos. Exact, este important. Noi am fost fanii de la început, pentru că pasiune foarte multă în România. Sunt foarte mulți piloți care au o mașină pregătită în garaj, dar poate nu au resursele să se meargă în campionatul și campionatul Rally 2 le dă o șansă. Și organizatorii noi, în Apucarele Academică, organizatorii de Raliul Transilvania, ne-am gândit să facem ceva special pentru pilotii de la Rally 2 și va fi instituit pentru un premiu, pentru cel mai bun, dar asta nu înseamnă cel mai rapid overall, adică vom crea un clasament pentru fiecare clasă din Rally 2 în care va fi date niște puncte pe fiecare probă speciale, poziția pe fiecare probă speciale și în care va conta și ecartul în fața la ceilalți din clasă, adică vom încerca să avem un clasament mai complex în care să stabilim, în afară de care material de concurs, care pilotul de la Rally 2 cel mai complet la Raliul Transilvaniei și vom oferi un premiu că cred că va fi foarte apreciat, adică participare la un raliu din campionatul național cu o mașină noastră. Asta va fi în premiera ceva ce se întâmplă și sperăm să sprijinim cu această inițiativă o participare mai importante în Rally 2 și să le arătăm că cu pasiune tot se poate să ajunge unde e visul tău. Ce tare! Ar trebui să se numească premiul Vis Împlinit, pentru că mai mult ca sigur este unul dintre visele celui care se înscrie, nu, la Rally 2. Per ansamblu, câți participanți, câți concurenți vor fi? Vom vedea. Anul ăsta nivelul concurenții în România a scăzut cu mediul economic și cum este. Noi prevedem, pentru că fiind asfalt sunt mai mult concurent, noi sperăm să ne încadrăm între 50 și 60 de concurenți. Asta va fi targetul nostru. Cred că va fi atins, dar oricum noi mai povestim până începe campionatul, sigur ne mai întâlnim, fie noi, fie cu alții membri din echipă pe care îi vom invita în platou. Mulțumesc foarte mult, Marco, îți urez spor în pregătire și în tot ce înseamnă organizare până la momentul respectiv și să fie cu succes. Mulțumesc mult! În clipele următoare ne concentrăm puțin atenția pe data de 28 iunie, să vedem de-a lungul timpului
ce s-a întâmplat. Data de 28 iunie, în 1846, Adolf Sachs a patentat saxofonul, desigur. În 1883, Mihai Eminescu a fost arestat la Baia Mitrașaveschi și internat la spitalul doctorului Alexandru Șuțu. În 1914 a avut loc atentatul de la Sarajevo. Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro-Ungariei, a fost asasinat împreună cu soția sa. Un eveniment care a stat la baza declanșării primului război mondial. În 1919 a fost semnat tratatul de la Versailles, act care a dus la încheierea acestui prim război mondial, iar în 1926 s-a înființat marca Mercedes-Benz. Aici a fost o fuziune, de fapt, între două companii, Daimler și Benz. În 1940, în cadrul celui de-al doilea război mondial, România a cedat Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Iar în 1941, sovieticii au oprit execuțiile masă de la închisoarea Brigidski. Se întâmpla tot în 28 iunie la Lvov, acolo. Atunci era ținutul Poloniei, dar acum găsim Lvovul în Ucraina. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați, iar 3.000 dintre prizonieri au fost ucrainieni. În 1967, în 28 iunie, Israelul a anexat Ierusalimul de Est, iar în 1982, Richard Nixon a vizitat România. Acest președinte al Statelor Unite a fost o senzație când a venit atunci în anii 80. În 2001, Slobodan Milošević, președintele Serbiei, practic între 89 și 97 a fost el președintele Serbiei, a fost deferit tribunalului de la Haga sub acuzația de crime împotriva omenirii, iar în 1712 putem să spunem că a fost o zi importantă de naștere, s-a născut atunci Jean-Jacques Rousseau, iar în 1912 s-a născut Sergiu Celibidache, cunoscutul dirijor român. În 28 iunie, dacă aveți alte cunoștințe, nu știu, membrii de familie sau prieteni și astăzi sunt sărbătoriți, ne alăturăm și noi urărilor la mulți ani, cu multă sănătate, bucurie, tot ce mai ține de o astfel de zi, 28 iunie. Bun, hai să vedem în clipele următoare cum arată programul Jazz in the Park. Spuneam că în această săptămână Clujul este, putem să spunem fără să exagerăm, capitala jazzului, pentru că sunt foarte multe evenimente în jurul acestui gen de muzică. Jazz in the Park de câțiva ani încoace, nu foarte mulți, dar foarte frumos susținut și de către clujeni și de către diverse autorități implicate. Teodora Enache și basistul trupei Santana, olandezul Benny Rietveld, vor cânta de la ora 20. The show is actually Teodora's show. Spectacolul este de fapt al Teodorei. Noi am înregistrat un album, dar este viziunea ei, muzica ei, stilul ei. Va fi și un ansamblu selecționat cu care am și înregistrat acest album. Vor mai fi Ren Martin Doic la violă, Manu Koch la claviaturi, Allen Von la saxofon. Din păcate, Ray Isala de la percuție nu va putea fi prezent, așa că locul lui va fi luat de un artist local. Pe lângă Benny Rietveld și pe lângă Neil Cowley Trio, două formații de jazz emblematice ale momentului, avem închiderea festivalului cu Hindi Zahra, avem Kovacs din Olanda, avem Aaron din Franța, proiecte foarte interesante, mulți artiști locali și o varietate foarte mare de genuri muzicale. La ediția din acest an a Jazz in the Park vor cânta 45 de artiști. Concursul festivalului va avea loc pe plaja Grigorescu, unde timp de 3 zile, din 28 și până în 30 iunie, vor fi câte 6 concerte pe zi, între orele 17 și 22. Sunt înscrise trupe din România, Ungaria, Israel, Italia, Germania și Marea Britanie.
Competiția va fi transmisă live de la ora 17:30 la 22 pe canalul YouTube al TVR Cluj, iar de la ora 20:30 la 22 pe TVR Cluj. Parcul central va fi casa Jazz in the Park. 4 scene vor fi amplasate acolo, iar pasionații acestui gen muzical vor avea ocazia să vadă live trupe precum Aaron Kovac sau Neil Cowley Trio, unde activează și Neil Cowley, pianistul celebrei cântărețe Adele. Simțim o energie tot mai bună în jurul acestui festival și un responsiveness mult mai mare al publicului local și probabil va fi tot mai bine așa, pentru că și noi avem idei de schimbare, de evoluție, pe care se vor vedea la edițiile următoare. Tot în cadrul festivalului, clujenii sunt invitați la film în Parcul Central, acolo unde organizatorii pregătesc o selecție de drame, filme de animație, comedii și filme horror. Regalul muzical se va încheia duminică seara cu un concert al apreciatei artiste Hindi Zahra. Ce figură e Alin, ați văzut așa, dădea un interviu cu Mirat, adică desigur că nu știu ce și nu știu cum. Figura asta am mai întâlnit-o la mai mulți directori de evenimente, probabil primesc o întrebare care lor li se pare normal că se întâmplă asta și asta. Mai e normal, sincer să zic, e normal pentru cei care sunt foarte implicați în eveniment. Pentru ceilalți care sunt spectatori, orice întrebare este foarte firească, este... binevenită. Dar, așa cu sprâncenele arcuite, simpatic Alin Vaida, directorul acestui festival de jazz, Jazz in the Park, toată săptămâna așadar și de urmărit pe canalul de YouTube al TVR Cluj. Căutați-l, luați telefonul, pac-pac-pac și setați-vă, puneți-vă acolo un save link sau ceva de genul acesta ca să puteți să prindeți concertele în cazul în care nu reușiți să ajungeți la ele. Cai de rasă și vin cu accent găgăuz. Despre astea am putea să vorbim dacă ne referim la două dintre simbolurile poate mai puțin cunoscute ale unei regiuni din Republica Moldova, și anume găgăuzia. De altfel, o echipă de jurnaliști, atât din TVR Cluj cât și de la TVR București, au mers în aceste zile, se află acolo, au mers de, nu știu, cred că de două zile au pornit, ceva de genul acesta. Au mers în Găgăuzia, în regiunea Comrat, și pun la punct niște prezentări. De altfel, eu propun așa, să vorbim și cu colega noastră Mihaela Ilea, hai să zicem purtătorul de cuvânt, ghilimelele de rigoare, desigur, pentru proiectul care se desfășoară în aceste zile în Găgăuzia, înainte să vedem un scurt reportaj realizat de colega noastră Emilia Avram. Jurnaliștii români realizează reportaje în care sunt surprinse locuri, oameni și povești specifice găgăuzii folosind tehnica mojo. Reportajele sunt realizate cu ajutorul dispozitivelor portabile, telefoane sau tablete conectate la internet, cu ajutorul cărora reporterii filmează și editează. Am ajuns la crescătoria de cai Ad Prolet, care se află la doar 40 de kilometri de capitala Găgăuziei și anume de Comrat. Vom afla aici povestea unui om deosebit care a creat acest loc din pură pasiune, dar mai multe despre toate acestea veți afla la finalul proiectului, când vor fi difuzate toate reportajele. Povestea fabricii care produce vinul cu accent găgăuz, cum îl numesc localnicii, ne este relatată de corespondentul TVR, Andreea Angel. De pe poarta unei singure fabrici din Găgăuzia ies zilnic 10.000 de sticle cu vin. De exemplu, acest transport este pregătit pentru România, țară în care ajung lunar 20.000 de sticle. Jurnaliștii români vor mai realiza reportaje la Muzeul Tătărăsc și în familiile găgăuze, unde vor surprinde tradițiile locale. Proiectul Reporterest a început la Cluj-Napoca în luna mai, când 4 jurnaliste de limba rusă din Republica Moldova au venit în Transilvania pentru a participa la un schimb de experiență și la cursuri de inițiere în tehnica mojo, susținute de trainerii TVR Cluj. Autoritățile locale din Găgăuzia au dorit ca proiectul să continue și a invitat pe jurnaliștii români la Comrad. Exact, așa este, foarte frumos prezentat și cred că Mihaela ne poate prezenta și ea mai în detaliu ce se întâmplă acolo în Găgăuzia. Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața, servus Cluj, Irina, colegii și toată lumea care la această oră privește la TVR Cluj sau privet, cum ar fi, să spunem, de aici din Comrat.
Ți-aș putea să spun, puțin am auzit prezentarea voastră, pe lângă echipa Mojo de care vorbeai, de Diana și de Andreea de la TVR București și de Diana de la noi de la TVR Cluj, Diana Pahidean, există și o echipă, să-i spunem așa, clasică, pentru că proiectul acesta unește cele trei forme ale jurnalismului. Echipa clasică, formată din Cristian Balaș, Adrian Olar și subsemnata, va filma chiar astăzi la un izvor tătărăs care are un simbol special pentru zona aceasta. Să nu uităm că vorbim de Găgăuzia, care este o unitate național teritorială autonomă, unde există trei limbi oficiale, rusa, găgăuza și româna. Așa că în felul nostru încercăm fiecare să surprindem aceste ipostaze multietnice și formele acestea de expresie. Pe lângă această echipă avem cu noi și doi video și jurnaliști, colegul nostru Andrei Biro și Raico Cornea. Așa că, Irina, aștept întrebările tale. Bun, deci am înțeles că ați stabilit să mergeți să filmați, da, aveți un prim subiect. Pe Diana am văzut-o cu, oare cu căluții? Diana se va ocupa... Fiecare da, v-ați ales câte un subiect? Da, Diana cu căluții, să spun așa, Andreea cu vinul cu accent găgăuz, Andrei Biro a mers și el pe ideea aceasta unicității, ales singurul meșter popular din Găgăuzia, singurul meșter popular din Moldova, dar care este din Găgăuzia și a filmat la o casă găgăuză autohtonă, la un devenit acum muzeu. Raico Cornea și-a ales ca subiect Biserica Sfântul Ioan, care este chiar aici în capitala Comrat, și urmează echipa clasică, eu, Cristian și Cristian Balaș, să mergem la un muzeu și la o familie tradițională din apropierea Comratului. O altă dimensiune pe care dorim să o surprindem aici este și complexitatea materialelor, dar și faptul de a rămâne nu numai în zona urbană, aici în Comrat, unde suntem cazați și unde ne-am întâlnit cu oficialitățile, care sunt foarte deschise spre acest proiect, ci și în zona rurală, acum nu la îndepărtări foarte mari, 50 până la 50-60 de kilometri de Comrat. Pentru că noi trebuie să și finalizăm aceste materiale, nu numai în faza lor de filmare, ci și în faza lor de montaj. Urmează o conferință de presă și urmează prezentarea materialelor peste două zile, dar probabil că până atunci vă mai trimitem știri acasă și mai aflați despre noi. Spune-mi impresia ta, Mihaela, cu privire la această zonă a Comratului. Oameni și peisaj minunat, dacă e să vorbim de prima impresie. Trebuie să recunosc că dacă nu te descurci cu limba rusă, acum vorbesc pentru posibili turiști, dacă nu te descurci cu limba rusă sau găgăuza, e puțin mai greu. Noi o avem alături de noi pe colega noastră Olesea Rusu și pe alți oameni care ne ajută în acest proiect, alți colegi jurnaliști de aici, care ne ajută cu traducerea. Deci nu prea merge engleza, franceza sau alte limbi internaționale, să le spun așa, limba rusă și limba găgăuză. Română se vorbește, dar probabil mai puțin. Depinde, dacă mergi pentru subiecte de presă, lucrurile sunt puțin mai complicate, fiindcă jurnalistul e de felul său curios și vrea să știe nuanțele, nu doar o simplă idee. Da, să cumperi pâine, bere și alte lucruri, nu se pune problema. Te descurci în limba română cu brio aici în Găgăuzia. Dar dacă vrei să faci deja materiale de presă, lucrurile se schimbă. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, să aveți spor. Când vă veți întoarce? La sfârșitul săptămânii, în weekend? La sfârșitul săptămânii așteptăm conferința care acolo va fi întâlnirea noastră și proba noastră de foc, să spun așa. Ne vom întâlni cu cadre universitare, cu jurnaliști, cu oficiali ai locului de aici și din Republica Moldova. După proba asta de foc vă putem da mai multe concluzii. Oricum, proiectul este unul de forță și unul care susține și construiește serios rețeaua aceasta a jurnaliștilor de expresie românească de pretutindeni și iată, aduce notele acestea moderne ale Mojo, ale jurnalismului cu telefonul mobil. Mulțumesc foarte mult, Mihaela. Succes! Zi frumoasă, mulțumim și noi! Povestim și în zilele următoare despre ce se întâmplă în Găgăuzia, dar până una alta, haideți să vedem ce se întâmplă cu temperaturile, să vedem ce ne așteaptă în aceste zile. Măi,
Ei bine, așa din scurtele fițuici pe care mi le-am, sau micile fițuici pe care mi le-am setat aici pe gadgetul meu special de vreme, pot să vă spun că avem ceva culori galbene, avem cod galben de temperatură, cel puțin în această dimineață toată zona Transilvaniei este cuprinsă de acest cod galben. Codul acesta continuă până în această seară la ora 22. Este un cod privitor la averse torențiale frecvente, descărcări electrice și intensificări de vânt care pot lua chiar și aspecte de vijelie. În zona Transilvaniei se pare că doar partea de vest mai extremă, să zicem jumătate din Bihor înspre vest, Satu Mare, cam acestea ar fi ferite, pare, se de acest cod galben. În rest, Transilvania și, sigur, pe ponderent și Moldova și zona Dobrogei și partea din Muntenia sunt tot sub cod galben de ploi. Na, hai că mă apuc de concert personal. Astăzi în țară temperaturile pot ajunge până la 31 de grade Celsius, joi ne așteptăm chiar la 33 de grade, vineri 34 de grade, temperaturile sunt destul de mărișoare, am zice, în zilele următoare, dar totuși trebuie să avem în vedere că sunt posibile și ploile acestea care ne cam dau cumva peste cap. Uite, mâine, de exemplu, la Cluj vor fi 27 de grade, dar avem parte și de ploi. La Baia Mare 30 de grade, Oradea 29, la Sibiu 28, Brașov și Miercurea Ciuc 25 de grade Celsius. Bun, dacă am stabilit lucrurile astea, adică le-am stabilit, am trecut acolo în sertarul de memorie pentru meteorologia de astăzi. Haideți să vedem ce titluri găsim în presă. Presă, presă, Monitorul Express. Oare ce se aude? Monitorul Express începe cu regulile noi la ridicările auto de pe domeniul public. Timp de 20 de zile, documentația va rămâne în dezbatere, perioada în care persoanele interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii pentru îmbunătățirea proiectului de act normativ la adresa de e-mail legislatia@mai.gov.ro. Deci, ce avem de făcut practic? Să intrăm pe net să vedem proiectul, să îl gândim, să găsim problemele și să găsim soluțiile. Și evident după aceea să folosim adresa sa de mail legislatia@mai.gov.ro. Tot în Monitorul Express citim despre evaluarea națională care a început cu versuri, citim și despre licitația pentru primele 14 platforme de gunoi îngropate și putem să citim despre ocolirea Brașovului care din nou întârzie. Mulțumesc foarte mult colegului Robi și celorlalți care s-au gândit să mă hidrateze în această dimineață. Apropo că e foarte important să urmărim chestia asta cu apa dimineața. Deci știi că atunci când te trezești, primul rând trebuie să bei un pahar cu apă. Nu extrem de rece de la frigider. Și prin asta se pornește, cum să spun eu, organismul, da, își dă un start bun și sănătos pentru ca tu să ai o zi excelentă. Acum, sigur, colegul Daniel menționa foarte clar că el se ghidează cu privire la băutul apei de dimineață în funcție de cât de chermezit a fost în seara precedentă. Se poate întâmpla și în felul acesta să luăm lucrurile. Bun, revenind. Londra ar putea pierde poziția de capitală financiară a Europei. Eu zic că ar putea, asta e foarte politica pus aici. Lucrurile nu vor fi nici pe departe simple. De altfel și în gândul urmăream un articol pe chestia asta și de fapt cred că fiecare dintre marile publicații din țară și-a alocat un spațiu dedicat Brexitului, ceea ce pe mine m-a amuzat, dar într-un fel m-a și întristat. A fost informația aia, știți că după ce s-au încheiat votările, adică după ce s-a încheiat ziua aia de votare, Google-ul a fost invadat cu întrebarea
ce este UE, ce reprezintă ieșirea din UE, chestii de genul acesta. Adică după, băi, aș fi înțeles înainte, dar după, adică tu ai mers, ai votat și după aia te gândi, băi, ia să văd ce am votat, știi? Concluzia ar fi că, mergând pe raționamentul ăsta, că britanicii au fost cam idioți. Dar, desigur, surpriza este pentru cei care au considerat că britanicii au fost foarte deștepți, mă, adică ăștia sunt niște oameni, însă o nație sclipitoare. La fel avem impresia și despre americani, nu? Băi, americanii, fai, când vin facem, uite așa, plecăciuni, vai, a venit americanul, nu știu ce ne-a zis americanul. Când, de fapt, dacă luăm la nivel, general al americanilor, nivelul de cultură și de inteligență este foarte scăzut. Atâta doar că la noi nu ajung loserii. Ajung preponderent oamenii care cât de cât au mai mult de 2 neuroni în cap și au, să zicem, ce să vorbească, știi? Dar dacă te duci acolo, să vezi că mulți dintre ei sunt așa niște nei ca nimeni. Posibil să existe aceeași interpretare și cu privire la poporul britanic. Ideea în care, băi, ăia sunt britanici, sigur, au niște salarii colosale, au un nivel de trai colosal, deci cu siguranță sunt niște oameni foarte deștepți. E, putem să spunem că cu siguranță sunt câțiva foarte deștepți care au știut cum să maneveze lucrurile și care au reprezentat imaginea țării în afara granițelor și nu numai. Și atunci, de aici, nivelul ăsta de admirație crescută. Dacă te duci să vorbești cu oameni normali, o să vezi că nu sunt genii extraordinare. Sunt cu nimic mai mult sau mai puțin decât suntem noi. A, că există diverse campanii din astea de denigrare sau, eu știu, alte chestii cu privire la alte popoare din partea britanicilor, nici ăsta nu este un act singular. Sunt mai multe grupuri din diverse țări care militează pentru naționalismul ăla propriu, nu? Și noi am avut, cum să zic, o grupare funaristă când oricine era neromân era nașpa, nu? A fost francezii, nu? Sunt multe grupuri când vezi cât sunt de naționaliști, nici măcar nu vor să învețe hello, how are you, pentru că tu, turist, idiot, ar trebui să știi franceza, știi? La fel sunt englezi care zic, bă, dar de ce să vină străinii ăștia să ne ia locurile de muncă? Bă, dar nu am venit noi să vi le luăm, să vi le furăm. Noi, cred eu, românii, mergem în locurile vacante, deci locurile care sunt disponibile pe piața muncii, știi? Dar, na, nu știu, o fi ceva. Pe de altă parte, vă aduceți poate aminte, dacă nu căutați în trecut, a fost o discuție la un moment dat. Cred că era privitoare la chinezi, urmau chinezii să vină într-un număr mare sau în fine în România să lucreze la nu știu ce proiect și unii români au fost revoltați, de ce vin chinezii să ne ia locurile? Păi, nu știu dacă e vorba de a veni omul și să-ți fure ție jobul. A, că el vine și acceptă niște condiții mai joase, aia nu înseamnă că îți fură jobul. Mie așa mi se pare, adică e firesc, mă, e o competiție. Nu, e o piață deschisă. Bă, eu vreau 1000 de lei, ăsta vrea 900 de lei. Păi evident că eu, ca businessman, o să mă orientez spre ceea ce e cu costuri mai mici. Dacă am un euro jumate în plus, o să văd dacă merită să fac diferența aia, în sensul în care poate chinezul lucrează prost, atunci zic, bă, mai bine dau cu 100 de lei în plus la român, că lucrează bine. Dar baiul este când amândoi lucrează la fel, mă rog, de prost poate, și atunci evident că eu o să mă duc înspre costurile mai mici, nu? Cred că la fel se pune problema în oricare altă țară, inclusiv în Marea Britanie. Băi, deci dacă ai un român care merge să-ți lucreze la, nu știu, zi ceva, eu nu, zi ce... Încărcat tiruri, iaca. Vine un român și se încarcă tirul, pac, și are un ritm de încărcare. Și vine un englez care și el vrea să lucreze pe postul ăla și el încarcă tirul mai încet, că mere un pic mai greu. Evident că angajatorul va vedea, bă, românul ăsta lucrează mai bine. Dă-l în franze, englez, dacă nu lucrează, nu ține pasul, ce? Îmi dă mie business-ul peste cap, știi cum zic? Sau invers, poate la fel de bine să fie invers. Să fie un român loază și un, nu știu, englez sau o altă nație, știi, să fie mai bun. Eu cred că angajatorul se uită la chestia asta. Nu dacă ăla e român sau dacă e chinez sau dacă e englez sau american sau african sau mai știu eu ce... De unde vine.
Eu cred că așa se pun lucrurile. Dar dacă tu nu ești implicat în procesul ăla de business, evident că tu privești lucrurile cu alți ochi. Știi? Așa mai, cum să-i spun eu, mai filozofic, mai povestitor, mai stau pe canapea și îmi dau și eu cu părerea. Știi? Zic. Bine, și eu stau pe canapea și îmi dau cu părerea, dar ăsta e jobul meu, ce să fac? Bun, asta a fost Monitorul Express. Jurnal bihorean. Un sfert din Bihor fără Consiliu Local. Până ieri, data la care trebuiau să se constituie Consiliul Local și să se aleagă viceprimarii, doar 70 de localități din Bihor au trecut acest test. Sunt situații tensionate acolo. Multe dintre comunele din Bihor sunt sub tensiune. Chiar dacă alegerile au trecut, de ce? Pentru că partidele nu reușesc să constituie majorități. Asta e fain. Ai câștigat? Bă, dar nu pot să mă organizez, nu știu cum. Dar cum ai câștigat? Soarta, mă, cred că divinitatea a făcut să se întâmple asta. Avem și o imagine cu privire la Olteni. Ia cătă. Hai să, dacă avem poza, să dăm olteanu cu fructele sau cu ce, cum să-i zic. În piața Ioșii au apărut oltenii cu lebeniță, orădenii de-abia au așteptat venirea acestora, lubenița sau lebenița de Dăbuleni, uite acolo. Un morman întreg de lebeniță, Dăbuleni și Bechet, aceste zone sunt renumite pentru lubeniță. Mă, eu știu că se zice lubeniță, aici văd că scrie lebeniță și în Moldova îi se zice harbuz. Alegeți ce variantă vreți. Și delectați-vă, băi, treaba asta trebuie să o fac și eu cu lubenița, cu zi. Este o cură cu lubeniță, ci că îți revigorează rinichii într-un mare fel. Și dincolo de faptul că este foarte gustoasă lubenița asta, ce mă enervează, sincer, e că ai nevoie de un spațiu așa cumva mai mare, sau cel puțin mie îmi trebuie un spațiu de desfășurare, până trebuie să tai lubenița, după care să, iarăși, să o tai în felii. E coaja aia groasă, de obicei îți trebuie un cuțit care e foarte ascuțit, tu nu prea l-ai, știi tu, trebuie să te chinui și după aceea mai e și minunea cu cursul, scurge tot pe aici, nu mă sucă. E bun atunci pe moment, dar după aceea vine momentul ăla de după, știi, când trebuie să faci curățenie, te duci, faci un duș întreg după ce ai mâncat o lubeniță, dacă ești mai pofticios un pic. Cum zici? Și o zi la toaletă zici, nu, asta nu e o problemă, că nu mi-e. Daniel, nu cred că propui așa ceva. De ce? Tu ai încercat treaba asta? Deci colegul Daniel ne zice, nu recomandă neapărat, dar el zice că a încercat o lubeniță cu coniac. Dar nu de la prima ora dimineții, nu, Daniel? Nu, normal, după serviciu, nu? Deci după serviciu, acolo în spate, iei o lubeniță, pac, îi faci o injecție cu coniac și după aceea când o tai, îți dai seama ce zămure pe aici, cred că are un alt gust. Eu n-aș încerca sincer, dar probabil că unii ar fi tentați de asta. Vor ieșirea rapidă a Marii Britanii, un articol internațional. Franța și Germania sunt de acord cu privire la punerea rapidă în aplicare a procedurii de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Azi dimineață cred că urmăream la jurnal sau aseară, în jurnalul de seară, nu mai știu unde, în fine. Am văzut undeva o idee cum că Marea Britanie totuși nu se grăbește să înceapă procedura aceasta de ieșire. Cu siguranță e o confuzie extraordinar de mare în Marea Britanie. Băi, ce naiba facem? Adică ăștia chiar au votat să ieșim la naiba. Deci chiar ar trebui să ieșim la naiba. Pentru asta trebuie să punem cererea de ieșire. Dar nu toți vor, dar oare e bine? Bă, și mai e încă o chestie. Numai, mi se pare că referendumul ăsta s-a luat majoritate dintre cei prezenți, nu? La vot. Că așa a fost, nu? Majoritate dintre cei prezenți. Dar asta ce înseamnă? Nu ar fi mult mai corect. Mă gândesc eu așa, cu mintea mea. Nu ar fi mult mai corect. Când vorbim de referendumuri naționale, să se raporteze rezultatul la întreaga populație. Nu să-l iei. Știi? Adică dacă merg la vot 50% și cât au fost prezent 72%?
Ai de capul meu ce mulți. Bravo. Dar oricum, continui. Raționamentul e următor. Deci eu au fost la vot 70% și 50, cât au zis? 50 au zis? 50 au zis că vor să iasă. 50, să zicem, la sută au zis că vor să iasă din 70%. Știi? Dar raportat la întreaga populație nu a fost jumătate din populație, știi? Acum, e destul de greu să faci treaba asta. Cum? Și unii ar zice că nici măcar nu ar fi corect. Bă, corectitudinea asta e foarte relativă. Deci nu țin argumentul că nu-i corect. Ce nu-i corect? Bă, aici depinde cum privești lucrurile. Nu? Jigo zice că astea sunt regulile jocului. Da, mă, dar regulile se mai schimbă, Jigo, înțelegi? Se schimbă. Deci când... Nu, uite, și eu nu-ți intră aici. Și eu nu zice, ce? Când votez președintele, te raportezi la întreaga populație? Nu. Păi eu asta zic, că nu ne raportăm acum la nimic, la niciunul dintre referendumuri. Dar eu zic că oamenii ăia, chiar dacă sunt inerți, dă-i în franț că stau acolo și nu merg să voteze, deși ar trebui, băi, ar trebui cumva să-i luăm și pe ei în ecuație. Mi-e așa, asta, de exemplu, pentru mine asta ar fi corectitudine. Nu faptul că n-a venit, el să nu conteze. Că el contează într-un fel sau altul, știi? Zic eu. Dar asta e numai corectitudinea mea, nu e corectitudinea tuturor, după cum bine se știe. Nu? Da. Runar Bihorean, bun. Hai să vedem mesagerul de Bistrița, Năsăud. Celebrarea Zilei Drapelului Național, momente de emoție și vibrație patriotică. Asta s-a întâmplat în weekend. Evaluarea națională a fost acceptabil, suntem convinși că va fi bine. Este concluzia elevilor năsăudeni după finalizarea primului examen al evaluării naționale la clasa A8-a. Peste 3090 de elevi din județul Bistrița-Năsăud au început săptămâna în sălile de examen. Și mai este un articol despre fântâna arteziană de pe pietonal, pe post de piscină. O bistrițeancă a postat pe pagina sa de Facebook o poză în care un copil se recorește liniștit într-una dintre fântânile arteziene de pe pietonalul Liviu Rebreanu. Întâmplarea s-a petrecut zilele trecute, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Bă, dar e rău! Serios! Nu știu, stau să mă gândesc, că de nu mai să bei apă din fântâna aia. Și am mai auzit chestia asta, băi, a făcut bine. E urât, într-adevăr, pentru că noi ne-am obișnuit să nu facem baie în în fântânile arteziene pe post de piscină. Dar, pe de altă parte, uite, de exemplu, în Cluj, și sigur și în alte orașe, sunt fântânile alea de iese apa din pământ, cum ar veni. Pac, și te duci acolo... Și te stropește pe picioare și nu e același lucru până la urmă? Nu e ca și cum ai face baie într-o fântână arteziană? Vă aduceți aminte în urmă cu câțiva ani, nu de mult, încă era obiceiul cu plăcuța de nu călcați iarba în parcuri? Și acum avem evenimente care invită pe clujeni să își ia păturica și să stea pe zi. Iarbă verde și să te bucuri de picnic și trebuleste. Deci, sunt niște diferențe în astea, zic eu, foarte mari. Bun zi de zi de Mureș, conducere nouă la aeroportul Transilvania. Dacă vreți să citiți despre acest lucru în pagina 3-a, mureșenii sunt îndemnați să onoreze drapelul. Foarte bine. Avem și un articol despre primarul reales al municipiului Sighișoara, liberalul Sorin Megheșan, a depus jurământul de investire în funcție luni, adică ieri. Informația Harghita, 18 ani de când drapelul României are o zi a lui. La manifestările din miercuri, Ciuca a participat și secretarul de stat, șef al departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Da, Făclia. Cioloș spune că e important să eliminăm sursele de corupție sau de blocare a implementării proiectelor finanțate din fonduri europene. Mai citim și despre antrenorul Antonio Conceição, care și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Păi da, mai există echipa asta CFR Cluj, că nu prea mai aud nimic de ea. Există, dar din păcate... Dar face ceva performanță? Face ceva? Mai bate? Joacă în prima ligă. Deci joacă în prima. Bă, și Universitatea e în a doua ligă sau în prima? Universitatea e în a treia ligă? Slabă. Bă, dar de ce aude mai mult de universitate decât de CFR? Deci e foarte rar. Nu știu cine-i PR la CFR, dar ar trebui să se impulsioneze pe mai mult. Alin Tișa a demisionat din funcția de senator pentru a rămâne președinte al Consiliului Județean. Și Clujul are un dublu campion mondial în vârstă de doar 10 ani. Clubul sportiv Poli Karate din Cluj s-a deplasat cu 3 sportivi la campionatul mondial de karate WKF pentru toate vârstele, desfășurat la Dublin, în Irlanda. Și
evident, nu a mers degeaba. Monitorul de Cluj pe prima pagină, Clujul necunoscut, strada în oglindă, clădirile din Cluj sunt încărcate de istorie, dar prea puțini o cunosc. Doamne, dar ce a apucat pe ăștia la Monitorul? Au început să dea treburi de astea de prezentare a orașului. Care este prețul real al autostrăzii Transilvania? Tot un articol în Monitorul. Din toamna anului viitor, șoferii vor avea încă 47 de kilometri de autostradă între Cluj și Târgu Mureș. Deci cum? Din toamna anului viitor, șoferii vor avea încă 47 de kilometri de autostradă între Cluj și Târgu Mureș. Anul viitor? Bine, mă, nu cred. Anul viitor. Din toamnă că s-a alegerile. Bine, ne întâlnim săptămâna viitoare. Nu, ne întâlnim mâine, pardon. Ne întâlnim mâine începând cu ora 8. Toate bune. We'll be right back.